soarele unde vei pleca, suflet drag, când pleci din lumea aceasta, suflet drag, banii nu te-or ajuta, când pleci din lumea aceasta, vai va fi de soarta ta. Că fără de legământ, suflet drag, nu ajungi în cerul sfânt, suflet drag. Trebuie să te pocăiești și pe Domnul să-L primești, zi de zi să te sfințești. Trebuie să te pocăiești și pe Domnul să-L primești, zi de zi să te sfințești. De ce să pleci cum ai venit, așa în durerea, când copiii Domnului aici ne-am adunat? Pe Domnul să-L chemăm și să-L rugăm, să ne ajute în nevoi, Dumnezeu este cu noi. Ca femeia cea bolnavă, vino să te atingi, vino cu credință mare, că Domnul e aici. Domnul poate să alinec și durerea ta, orice boală, orice rană poate vindeca. Rogă-te cu lacrimi multe, suflete iubit, Domnul Iisus să te asculte, să fii fericit. Rogă-te cu lacrimi multe, suflete iubit, vino cu credință mare, căci Domnul e aici. De ce să pleci cum ai venit? De ce să pleci bolnav? De ce nu vrei la El să vii? Știu că ești apăsat. Roagă-te înaintea Lui și dacă-L vei simți, puterea mare a Domnului te va tămăduie. Femeia cea bolnavă, vino să te atingi, vino cu credință mare, căci Domnul e aici. Domnul poate să aline suferința ta, orice boală, orice rană poate vindeca. Rogă-te cu lacrimi multe, suflete iubit, Domnul Iisus să te asculte, să fii fericit. Rogă-te cu lacrimi multe, suflete iubit, vino cu credință mare, căci Domnul e aici. De ce să pleci cum ai venit, așa de întristat? Știu că tu suferi din greu, tu ești împovădat. Deschide-ți inima ta, suflete iubit, să se nască Domnul ea și să fii mântuit. Roagă-te cu suflete iubit, Domnul Iisus să te asculte, să fii fericit.
roagă-te cu lacrimi multe, suflete iubit. Vino cu credință mare, căci Domnul e aici. Ca femeia cea bolnavă, vino să te atingi. Vino cu credință mare, căci Domnul e aici. Domnul poate să aline suferința ta. Orice boală, orice rană, El poate vindeca. De ce să pleci nemântuit, suflete iubit? Vino la Domnul Iisus și vei fi fericit. Predă Lui viața ta, suflete iubit, dă-i lui Iisus inima și vei fi mântuit. Roagă-te cu lacrimi multe, suflete iubit, Domnul Iisus să te asculte, să fii fericit. Roagă-te cu lacrimi multe, suflete iubit, cu credință mare, căci Domnul e aici. Roagă-te cu lacrimi multe, suflete iubit, Domnul Iisus să te asculte și să fii mântuit. Roagă-te cu lacrimi multe, suflete iubit, vino cu credință mare, căci Domnul e aici. Ca femeia cea bolnavă, vino să te atingi. Vino cu credință mare, căci Domnul e aici. Domnul poate să aline suferința ta. Orice boală, orice rană, El poate vindeca. Doar Iisus te poate vindeca. Doar Iisus te poate ierta. Doar Iisus îți poate șterge lacrima. Vino la El, nu mai am una. Doar Iisus știe viața ta. Doar Domnul te poate ajuta. Doar Iisus îți șterge lacrima. Doar Iisus te poate vindeca. Doar Iisus te poate vindeca. Doar Iisus îți poate șterge lacrima. Doar Iisus te poate ierta. Vino la El, nu mai am una. Doar Iisus te poate vindeca. Vino la El cu toată viața ta. Predă-ți viața ta și apoi vei vedea puterea sa. Numai El te poate vindeca. Vino la El cu boala ta. Doar Iisus
Iisus te poate vindeca. Doar Iisus îți șterge lacrima. Doar Iisus te poate ierta. Vino la El, predă-i inima ta. Vino azi, nu mai amâna. Vino la El cu viața ta. Capitolul 3. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, culitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin casă și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoștința adevărului. După cum Ian și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credință. Dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și acelor doi oameni. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea,